cea de-a cincea ediție a Târgului Național al Covorului cu genericul Covorul Dorului s-a desfășurat concomitent în 3 muzee naționale din capitală și în 51 de localități din țară. Inaugurarea oficială a evenimentului s-a produs la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, colaboratorii căruia au organizat o expoziție de zile mari, Imaginea Lumii Țesută în Lână, care conține covoare din patrimoniul muzeului, precum și 12 ponevi țesătură groasă din lână bumbac, din care se fac macaturi covoare din colecția Muzeului Țării Crișurilor din Oradea, România. Bine că la 1 decembrie 2016 covorul nostru național prezentat drept dosar comun al României și al Republicii Moldova și numit tehnici tradiționale ale scoarțelor noastre naționale românești a fost aprobat, iar covorul nostru introdus în lista reprezentativă a patrimoniului cultural universal imaterial UNESCO. Asta înseamnă că noi, de fapt, dragi prieteni, suntem parte și o parte foarte importantă, pentru că în lista UNESCO sunt introduse doar cele mai reprezentative elemente ale culturii universale, suntem, deci, reprezentanții de bază ale acestei culturi. Cred că acest lucru s-a întâmplat pentru că de la păscutul mioarelor, pe dealurile de mătase ale Moldovei, ale României în general, a întregului spațiu românesc și de la cântatul bacilor atunci când pasc aceste mioare, până la lacrimile și bătăturile mamelor, bunicilor și străbunicilor noastre care trăgeau natre sau întingeau suveica în nopțile de iarnă, pentru că doar atunci puteau să țese, obosite fiind de munca de pe ogoare și de munca casei, ele, aceste covoare de lână ale noastre românești, conțin toată căldura, suferința, speranța, amintirea și ruga neamului nostru către Dumnezeu. În context, șefa Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, Carolin Tiso, a afirmat că instituția pe care o conduce susține acest eveniment pentru a treia oară, sprijină și va sprijini pe viitor cultura țării noastre. Participanții la eveniment, împreună cu invitații speciale ai Târgului Național al Covorului, formația Flori de Măr din Râșca Suceava, grupul folcloric Glasul Odăieșilor, județul Galați, Alaiul Cerbul din Heleșteni, Iași, s-au îndreptat spre Muzeul Național de Istorie a Moldovei. În incinta Muzeului Național de Istorie a Moldovei, meșterii populari și-au prezentat covoarele lor țesute cu dor. Este un eveniment pentru mine de mare importanță, pentru că ne-a ajutat și nouă celor de la artă rustică, parcă în lucru, ne-a sporit lucru, iată, participând la festivalul acesta. Și mai organizăm și noi festivalul nostru, Ministerul Culturii organizează acest festival și toate dau o roadă bogată. Dacă ați observat, chiar și meșterițele noastre, dar ne uităm în mass media, câți admiratori ai covorului basarabian avem acum, spre deosebire de ani în urmă. De data aceasta, la acest târg, ne-am străduit să venim cu cât mai multe motive enigmatice basarabiene, din covoarele basarabiene, din muzee, din literatură,
Câte modele de pomul vieții aveți, fiindcă văd diferite variante? Covorul nostru autentic se deosebește de covorul altor popoare prin faptul că în el predomină motivul vegetal, ornamentul vegetal. Dar cel mai des întâlnit în covorul autentic este pomul vieții. De atât că meșterițele se inspirau de la tot ce aveau în jur, de la obiceiuri, de la datini. Dacă pomul vieții era folosit la ritualurile de înmormântare, în fruntea funeraliilor merge un pom ușor să se dea atunci când se năștea un om, doi pomi să se dea atunci când se căsătoreau tinerii, un pom să se dește la cimitir, la mormântul cuiva. Deci de aici inspirația meșteriților și sub diferite variante a apărut acel pom al vieții. Eu cred că cunosc vreo 14-15 variante. Muzeul etnografic a găsit undeva un covor vechi de tot, fărâmițat pe bucățele, pe bucățele. Și ne l-au dat nouă să-l reproducem. Foarte greu, noi ne-am zis, mai întâi să-l reproducem pe o lucrare de-a noastră. Deci am ales toate elementele din bucățelele cele găsite, am ales tehnicile și le-am unit toate, iată, în acest covoraș. Deci, iarăși, vedem un pom al vieții. Aici vedem motivul păsării. Iată, uitați-vă aici, este șarpele, iată, uitați-vă în partea aceea de sus, pomul vieții, chipul femeii, care foarte des se întâlnește în covorul tradițional. Fiecare ediție a Târgului Covorului aduce foarte multă noutate și această noutate este mult apreciată de către public. Sigur că artă rustică de la Clișova Orhei, condus de doamna Ecaterina Popescu, a adus cele mai multe scoarțe realizate după modele vechi. Veți avea posibilitatea să vă clătiți privirea în aceste minunate țesături și să trăiți din nou bucuria operilor țesute cândva, gândite cândva și astăzi reproduse ca motive de către țesătoarele de la Orhei. Nici o ediție a Festivalului Covorul Dorului nu se desfășoară fără participarea doamnei Parascovia Pasat de la Glodeni, care este specializată deja în țesutul covoarelor din lână naturală, nevopsită. Sunt niște ornamente noi, deci cu cât iarna este mai lungă, cu atât noi inventăm mai multe ornamente, le mai modificăm pe cele vechi și iată, primim așa covoare frumoase. Cine întreabă cele mai multe covoare? În ultimul timp mai mult ai noștri și chiar de multe ori când se apropie de stand spun că le pare rău ce au făcut, adică au schimbat covoarele noastre tradiționale pe ceva străin, dar acum vor să revină la tradiționalul covor moldovenesc. Și nu vă limitați doar la covoare, văd multe trăistățe. Da, deci îmi place să țes ceva mai deosebit, trăstuțele, gentuțele, care sunt moderne oricând. Aici, la Festivalul Covorul Dorului, i-am întâlnit pe mari meșteri de la Căinarii Vechi Soroca, doamna Nina Manea, împreună cu formația Băcițele. Da, două femei din ansamblul Băcițele. Am vrut să le aduc să vadă și ele sărbătoare, o sărbătoare foarte frumoasă, unde cunoaștem multe lume, facem cunoștință cu meșteri din alte raioane și am vrut să aduc și fetele din ansamblu. Ați venit cu covoare? Am venit cu covoare mai mari, cu covoare mai mici, pe care le pregătim cu fetele de la centru de meșteșuguri. Adică covorașe, trăistuțe, ciupici, țoluri.
am adus tot ce facem noi la Căinari. De fiecare dată vin cu mare plăcere, fiindcă de la fiecare meșter pot să înveți câte ceva. De exemplu, de la doamna Tatiana am învățat cum se face covorul în bumbi și eu lucrez cu fetele la covorul în bumbi. Acum ea lucrează fetele de la centru. De la alt meșteri tot învățăm. Deci este o sărbătoare frumoasă unde poți și să înveți. Eu înțeleg că dumneavoastră sunteți în această formație așa, ca să vă petreceți timpul frumos. Ne unește cânticul, dragoste de cântic. Și munca o ajutați și la acest o ajutăm toată vremea pe la expoziții, ajutăm o forma. Mi place și totodată și lucrăm. Luăm când facem repetiții și împletim ceva, ca un fel de șezătoare. Împletim ea ca cipici mai mici, cipici mai mari, ne ocupăm. Ne place foarte mult. Și țeseți și la covoare. Și țăsăm și la covoară, da. Care covoare ați țesut în ultimul timp? Se numește Pana Sură. Asta e ultimul covor care l-am țesut noi anii precedenți. Împreună cu surorile, da. Noi suntem 6 surori, toate lucrăm. Eu cu sora mai mare, cu Nina, în viața noastră am țesut 23 de covoare. Astăzi am văzut minune, astăzi am văzut minune, precum îngeraș ne spune, precum îngeraș ne spune. Că acela nu e om, că acela nu e om, să cânte ca Solomon, să cânte ca Solomon. Din gură și din cimpoi, din gură și din cimpoi, precum vă cântăm și noi, precum vă cântăm și noi. Meșter Faur Valentina Guțu din Gordinești Noi Iedineț a uimit publicul prin varietatea și originalitatea țesăturilor. Cele mai multe covoare pe care le-am văzut în viața mea au fost în casa doamnei Valentina Guțu de la Gordinești Noi. Am văzut o colecție, dar acestea sunt altele. Mă stărui în fiecare an la Festivalul Covorului să vin cu ceva nou. Aceste covoare sunt, cum se spune, sferbinți, încă ieșite noi, nouți, din state. Război, din state. Și am venit cu mai multe lucrări ce țin de tradițiile noastre moldovenești. Aici intră și trăistuță și covoare și covorașe și breie, adică tot ce ține de țesut. Am văzut un covor de colț. Da, asta se numește doroșca. Sunt niște figuri geometrice și se poate de folosit în casă și pe masă. E foarte frumos și undeva într-un ungher sau pe un perete. Acesta parcă ar fi coloana infinitului, parcă ar fi mai multe coloane a infinitului. Da, sunt mai multe culori, dar eu cred că s-a aranjat destul de bine și atunci arată chiar foarte bine. Mai reușit și brâie. Vedeți că eu ultimul timp chiar mai mult lucrez asupra costumului tradițional și am adus și câteva brâie, femeiești, bărbătești. Data când o revăd, văd lucruri absolut inedite făcute de dumneavoastră și mă bucur de bucuria ei de viață, de optimism, de curaj și de inspirația absolut lipsită de limite pe care o are. O felicit pentru, uitați-vă ce catrințe minunate. Vreau să zic că această doamnă inspiră și eu vă doresc, doamna Guțu, să inspirați nu doar nepoatele și fiicele dumneavoastră, dar toată lumea prin bucuria vieții care ne-o dăruiți. La mulți ani!
Muzeul a devenit un loc de conexiune între diferite etnii conlocuitoare pe teritoriul Republicii Moldova, în hol fiind prezentate cele mai frumoase tradiții de iarnă ale bulgarilor, ucrainenilor, găgăuzilor. În același timp au avut loc ateliere organizate de către țesătoarele consacrate din țară. Ludmila Scutaru, țesătoare vestită din satul Mihăileni, raionul Rășcani, a venit cu o zestre întreagă, probabil. Câte covoare ați adus aici? Am adus covoare, dar nu pe toate, numai câteva dintre însele, că drumul e lung. Și aveți numai multe. Da, dar acasă avem nenumărate covoare care le țesem noi, le ținem în zestre, pe pereți, pe podele. Dar acum am scos din lemne acest lănșăraș. Ce simbolizează? Cu coarnele berbecului? Asta este potcoava. Astea se numesc suveicuțele. Asta este potcoava. Deci potcoava să aducă noroc. Să aducă noroc la gospodărie. L-ați țesut pentru copii sau pentru... Dăruiți norocul altcuiva. L-am țesut, am doi băieți. Unul din surat și am țesut zestri la băieți. Amu, dacă nu fac zestri la fete, noi facem la băieți. Urzește, boiește, toarce și țese. Vorbim de harnica Lidia Guțu, care a învățat generații de mihăileni tehnica țesutului. La noi în familie tot torc, tot țesă, nu șede nimeni degeaba. Și la noi și băieți puneam la treabă. Toată lumea cunoaște frumusețea covoarelor în țuchi sau cergelor de la mihăileni, dar secretele de confecționare le cunosc doar cei ce muncesc. Secretul este așa, la covor noi țesăm pe mosorele. Luăm mosorele, rășim, dar este noi pe aț de matase. Că el ușor se duce țuchi și primește foarte bună și e bună. Și trebuie de bătut țuchi? Da, îi batem, ia ca așa ea. Frumusețea scoarțelor basarabene nu poate fi șterbită de trecerea timpului, mai ales dacă acestea au fost păstrate cu sfințenie. Am venit cu covarele vechi, dar am venit și covare noi și din partea aceea am covor pomul veții și am amuc vârvării și toate covarele sunt deosebite și sunt foarte, foarte vechi. Am înțeles că aveți și noi, țeseți acolo, aveți cuițe și suveche. Da, la gimnaziu avem arta covorului, care am 36 de copii pe care îi învăț, dar la Casa de Cultură cuiță și suveche. Și vin femeile din sat unde se învață a țesi covoare. Transmiterea meșteșugului tinerei generații se produce și la casa părintească. Complex de meșteșuguri și muzeu în cinstea tuturor părinților, creat de doamna Tatiana Popa, meșterița care ne-a reîntors în secolul 21 covorul în bumbi. Acum suntem încadrați într-un proiect foarte frumos, transfrontalier cu Estonia, unde vom... instrui 20 de femei de la Palanca și din regiunea Călăraș în domeniul țesutului covorului în bombe, războiului vertical cu care vom lucra cu formatorul de la Viregeni Telenești, deci facem o rețea de țesătoare, este alături de mine Burlacu Svetlana, cu Pasat Parascovia de la Glodeniu Ustia care va țese catrințe și femeile de la Palanca care vor țese covorul în bombe. Toate acestea va fi o rețea de țesătoare în Moldova. Cu asta am venit, da. Este ideea și mă bucur că la sfârșitul proiectului 5 femei vor pleca la cel mai mare târg a țesătoarelor în Estonia. Noi lucrăm și în centru de creație, copiii învățăm, suntem persoanele care vrem să altoim dragostea de covor, de covor moldovenesc, da. Și de covoraș în bumb. Și de covoraș în bumb, da, e tot al nostru și doamna Tatiana este persoana care a înviat, a fost uitat acest gen. Și eu una, sunt eleva doamnei Tatiana și învăț foarte multe. Doamna Svetlana a început să țese covoare mici
care reprezintă motive tradiționale. Am văzut, are pomul vieții, are prescura, are steaua și alte motive consacrate. După mine, chiar dacă este la început, reușește să țese foarte, foarte bine. Este ornamentul geometric, sunt scoarțele noastre, deci ne reîntoarcem la scoarțele tradiționale cu ornament specific tradițional pentru scoarțe. Și sperăm noi că lăicerele noastre și păritarele noastre vor fi însoțite de covorul în bun care are misiunea lui curativă. Și acesta tot, este mângâiere pentru tâlp și pentru suflet. De la Ciobolaccea Cantemir vine în fiecare an cu țesături specifice zonei de sud a Moldovei doamna Natalia Crudu și formația Soacrele. Marea și fidela prietenă a culturii noastre tradiționale, doamna Natalia Crudu de la Ciobolaccea, a adus tot ceea ce înseamnă spiritul sudic țesut în diferite țesături. A adus și niveditori, a adus și țolince vărgate, și covoare, și cuverturi de acolo, de la sud, țesute în foarte multe ițe. Mă bucur că avem în doamna Natalia Crudu un reazăm al acestei arte străvechi, foarte bine dezvoltate la sud, și dânsa, necătând la vârsta înaintată, continuă să molipsească de dragul țesutului și pe alte consecințe de ale sale. O altă expoziție cu genericul tradiție și modernitate a fost inaugurată în aceeași zi la Muzeul Național de Artă a Moldovei. Surpriza evenimentului l-a constituit cadoul venit din partea prim-ministrului Republicii Moldova, Pavel Filip, care a dăruit instituției din partea surorilor și fraților săi două covoare vechi. Eu copilăria mi-am petrecut-o în ambianța covoarelor noastre naționale. De altfel, trebuie să vă spun că covorul național era poate unica piesă de lux în casa țărănească unde am crescut 7 copii, doar că acest lux era altul decât cel care ține de fudulie și de orgoliu. Era un lux care aducea prin sine atâtă căldură și bunătate transmisă de bunica mea încă. Și noi țineam foarte mult la acest lux, la această piesă de lux. Acum trebuie să recunoaștem că covorul național este la a doua tinerețe. Și acest lucru se datorează doamnei ministru Babuc, care a reușit să reînvie covorul nostru național. Și pe această cale, doamna ministru, vreau să vă mulțumesc, dar și să vă felicit. Pentru că după toate aceste evenimente, multe care țin de tradițiile noastre naționale, inclusiv covorul național, cu toții au început să-și scoată din lăzile de zestre, cred că covoarele vechi, dimpotrivă, și atelierele au pornit din nou să țiese covoare naționale și trebuie să mărturisesc că și eu și familia mea
am urmărit întotdeauna cu mult interes și mult drag aceste evenimente. Aș vrea să vă reuniți cu surorile dumneavoastră ca să știm din a cui familie pornește comoara asta și unde a fost ascunsă lada de zestre a familiei Filip până acum. Știu că e greu că te desparți de un obiect personal, unul încărcat de valoare sentimentală, poate mai mult, pentru că aici nu vorbim de bani. Cu siguranță, pașii care au trecut peste aceste covoare sunt pașii care v-au crescut și v-au făcut o mare. Iar noi acum, pentru că astăzi am mers între Chișinăul, am colindat și am urat orașul ăsta în lung și în lat, vestind cel de-al cincilea târg al covorului, cred că este momentul potrivit să oferim cuvântul doamnei ministru Monica Babuc, cea care se face vinovată de fapt de acest târg al covorului, care acum 5 ani în urmă s-a gândit că e bine să-și scoată covoarele la cer, pentru ca să scape demonii, pentru ca să le împrospăteze culoare și pentru ca să arate și altora că e bogată. Sentimentele nu se vând, ele doar se dăruiesc și covorul dorului a venit să vă dăruiască. Această familie minunată care stă în fața dumneavoastră a adus două covoare extraordinare care au pe drept imagine, în dreapta, un simbol intrat pe covorul nostru național, simbolul trandafirului, și în stânga aveți mai multe simboluri încifrate, coarnele bourului, care înseamnă belșug, crucea, care înseamnă credința neamului nostru, și încadrate împreună înseamnă fertilitate. Puțin din noi știu că, de fapt, simbolurile adevărate ale covorului nostru sunt cele geometrice, care ulterior, uitați-vă că și trandafirul ăsta păstrează figura geometrică, chiar dacă reprezintă trandafirul. Domnule prim-ministru, doamne minunate, vă mulțumim pentru acest dar. Să știți că exemplul dumneavoastră vorbește despre un lucru. Ai numai atunci când dăruiești, oameni buni. Și cu cât mai mult dăruiești, cu atât mai mult ai. Și mă bucur foarte mult, maestre Zbârnea, că aceste două piese valoroase vor veni în colecția Muzeului Național de Artă, pentru că știu cu câtă grijă dumneavoastră personal aveți grijă de fiecare exponat din colecția de peste câteva sute de mii de exponate care o are Muzeul nostru Național de Artă.